Poziție dură luată de Danemarca față de migranții veniți din Orientul Mijlociu. Parlamentul danez a aprobat o lege care permite și expulzarea persoanelor care solicită azil în, tăr în țări terțe, iar situațiile lor vor fi evaluate acolo. Potrivit noi legi adoptate de Parlamentul danez, solicitanții de azil vor fi expulzați din Danemarca și chiar în afara Uniunii Europene. Ei vor fi trimiși în alte țări, preponderent din Africa, în care vor fi înființate centre de azil administrate tot de Danemarca și în care vor fi evaluate cererile de azil. Indicii că legea urma să fie adoptată existau încă de săptămânile trecute, atunci când Danemarca și Rwanda au semnat un acord pentru transferul de migranți. Legea a fost criticată de Comisarul pentru Refugiați din cadrul Organizației Națiunilor Unite, care a caracterizat-o ca fiind împotriva cooperării internaționale pe problema azilului. Sub mandatul ministrului pentru migrație danez, Mathias Tasfei, el însuși fiul unui migrant etiopian, Danemarca a adoptat una dintre cele mai dure politici antimigraționiste din Uniunea Europeană. În luna aprilie, autoritățile daneze au hotărât și ridicarea vizelor de ședere acordate unui număr de 200 de migranți sirieni sub justificarea că situația din jurul capitalei Siriei este acum stabilă. Ulterior și acelei decizii, Danemarca a fost criticată de unii oficiali europeni, precum și de Organizația Națiunilor Unite.